seama acolo. Ce faci acolo? Ia, ce te-ai decis tu să dai jos de acolo? Hai, dă-le jos. Hai, dă-le jos. Hai. Dă-le jos. Așa, dă totul jos. Și avem aici un băiat morocănoș care i-a răspriotul pe mami că a fost bolnav ieri și de-aia mami n-a filmat ieri. A stat toată ziua cu puiul. Aia a fost frică că pățește ceva puiul. De bine acum puiul. Doar că e morocănoș el așa ca de fel. Cum e el de obicei. Well, hello! Hello! Ce faceți? Salutare, dragilor! O nouă zi de Nicmas. Sunt foarte șters așa, nu am machiaj, n-am nimic pe față pentru că n-am avut chef de dimineață, pentru că am fost în crize. Ieri n-am filmat și îmi cer scuze că n-am avut ieri Nicmas, un episod din Nicmas, dar Jimmy a fost bolnav. A fost bolnav ieri și efectiv nu mai am putut lua ochii de pe el toată ziua. Pentru că tușa rău, era rău, era letargic și m-am speriat tare de tot, mai ales că nebunul știți că umblă să duce pe coclauri și m-am gândit, zic, mamă, stai să vezi cu ce a venit, că a venit cu sigur cu un virus, a luat ceva. Pe seară și-a mai revenit, făcusem programare la veterinar, dar așa a revenit. O să-l ducem până la urmă, dar acum văd că e ok. A plecat, că după aia pe seară și-a luat tălpășița și a plecat și a venit abia acum pe la prânz. Și de-aia am stat așa cu sufletul la gură, zic, vine, nu vine, ce se întâmplă cu el? Așa, asta din cauza poveștii vechi cu castratul, de care v-am zis că nu mai intru în detalii, că nu pot să câștig bătălia asta în ciuda lucrurilor care se întâmplă. Și am avut fix 5 minute de soare, astăzi anunțându-se o zi caldă, mai caldă ca ieri și tocmai și e fix mai caldă ca ieri, e fix mai caldă, mai fric ca ieri cu mult, adică nici nu s-a topit bruma. Atât e de cald și este trecut de 12, a trecut și veterinarul, a rondat la primărie să facă vaccinul antirabic câinilor, pe vulpi și pe Happy nu le-a prins, adică nici nu le-am uitat după ele, că am vrut să le prind și pe ele. N-a nicio șansă, s-au dus, cred că erau pe partea elaltă de lume, au trecut granița când au simțit miros de veterinar, pe Zdreanț, în schimb, l-am prins, l-am prins și pe scârpinici. Și l-am scârbinit să băga și el în față și veterinarul zice, mă, dar hai să-ți fac și ție, dacă vrei și tu. Dacă vrei și tu un vaccin, să fac și ție, dacă tot ești așa de băgăcios. Și s-a băgat în seama și da, cu asta m-am ocupat eu dimineața, așteptându-l pe Jimmy, stând pe aici, făcând diverse, mi-am băut cafeaua și mă uitam la 101 dalmațiani, că pe Disney acum am... Știți că au făcut și Disney și au făcut un fel de Netflix, cum e Netflix-ul, acela sistem. Oh, ce pasa? Scuipă un ghemu? Are un ghem de blană care supără. Că de fapt de acolo a plecat toată problema. Așa, și... și-a făcut și asta, Disney și-a făcut un sistem din ăsta ca Netflix-ul și am găsit acolo pe Disney, am găsit... 101 dalmațieni. Mă uitam când eram mai mică și îmi plăcea tare mult, pentru că era așa de simpatic și frumos cu Spot, cu Lucky, cu Rolly și cu Cruella, bineînțeles, care făcea o grămadă de tâmpenii și acum mă făceam curat să ies afară să mă duc la magazin, again, este frig și o să trebuiască să mă înfofolesc și să mă umplu așa de puf ca să nu îngheț. Și să mă duc totuși, dar înainte de asta, apropo, când de veterinar, că de fapt de-aia vreau să vă zic de veterinar, că mi-a cerut buletinul și nu l-am găsit, nu știu pe unde este. Eu noroc că știu datele de pe buletin, că tu. Așa. Știu pe unde naiba e, că l-am avut în portofel, că eu am tot timpul buletinul la mine și e în portofel și nu știu prin ce geantă, ghiozdan, chestii, trestii l-am avut și trebuie să-l caut. Amu, că mă duc la magazin, că nu de alta, dar... Buletinul e bun atașat de portofel. Mergem să luăm că vreau să fac niște sarmalusion. Anul ăsta nu mai vreau sarmale de la vecină mea, pentru că vreau sarmale de la mine și vreau sarmale să fac cu sarmale cu ciuperci.
cum fac eu sarmalele mele cu ciuperci, că ea nu pune ciuperci, nu pune cimbru, v-am mai povestit eu, așa, și vreau să fac eu. Și trebuie să mai iau, să mai iau niște carne și să mai iau niște chestii. A, și usturoi pentru piftie. Piftie care se va face, nu știu, astăzi, probabil, mâine, vedem, în funcție de cum se întâmplă lucrurile, nu știu. Am scos niște Adidas la dezghețat. Și vedem, ori o pun diseară la fiert și o termin mâine dimineață, ori vedem cum facem. Dar cert este că ne apucăm, intrăm în febra, intrăm în febra Crăciunului. Am zis că nu fac multe chestii de mâncare, dar sarmale parcă aș face câteva sarmăluțe și parcă aș piftie oricum, e clar că fac. Și mă gândeam de dimineață, apropo de mâncare, că știți, v-am zis că nu-mi place să am multă mâncare, nu-mi place așa, mă gândeam să fac ceva dulce, nu știu, o prăjitură, dar dacă fac, nu mănânc. Asta e nenorocirea, că dacă fac, nu mănânc. Mai bine cumpăr ceva, niște prăjiturele și gata, pentru că mie îmi place să fac prăjituri așa, dar mă satur de ele numai când le fac, de la mirosul lor, de la, nu știu, pur și simplu că le văd, mă satur, nu mai trebuie. Am și acum niște brioșe prin frigider făcute de săptămâna trecută. Da, nu, nu trebuie. Nu. Și le-am făcut special cu gândul că le mănânc cu cafea. Nu, nu s-a întâmplat. Dar totuși, parcă m-ar merge o brioșă cu cafea acum. Asta ca să mănânc mersul la magazin, ieșitul lui în frig. Să mănânc ieșitul în frig. Da. Nu știu, mă gândesc. Jimmy, tu ce zici? A venit lângă mine aici, în spatele meu. Vedem. Toată strada este nebunită că a venit veterinarul. Deci, vă dați seama, toți sunt isterizați, toți câinii, nu se poate, toată lumea e în isterie generală. Da. Am plecat, nu știu. Hai să vedem ce facem. Hai să ne apucăm și noi să facem ceva productiv pe ziua de azi. Știți, copilul ăla cu minte scump și drag pe care îl lăudam eu că nu se agață de brad, că nu nimic, tocmai s-a servit cu un globuleț din brad. Din ăla mic. Care chef de joacă. Da. Tocmai s-a servit. Am auzit-o cum a agresat bradul. Ce ai de spus în apărarea ta, mademoiselle? Tell me. Udiță, ce ai de spus în apărarea ta? Nici nu, nici o treabă. Nici că o deranjează. Nici nu o interesează. Tell me. Ce ai de spus în apărarea ta, maimuță? Vezi că? Ce cu ochi e? Ce ochi. Ia, ia, ia. Ce ai de gând să faci? Ce ai de gând să faci? Ce? Ia spune tu, ce ai de gând să faci? Continui. Cum, vedeți camera cum se pune pe treabă? Ce-ți imaginezi tu că faci? Că-i bubuie aici. E tună aici. Haide. A, gata? Băbuța mea bârfitoare, băbuța mea bârfitoare. Băbuța mea bârfitoare, băbuța mea bârfitoare. Da, este o băbuță bârfitoare. Băi, Radio Șanț. Deci am Radio Șanț aici. Ea e Radio Șanț. Se urcă pe pervaz, ori aici, ori pe hol, pe holul celălalt. Se urcă pe pervaz și se uită la vecin să vadă ea ce fac ea. Și urmărește. Și se uită după ei. Și la căței lor. Ea știe toată. Toți știe. Acum mișcau prin curte și fiind întuneric în casă și afară ei având lumina aprinsă, s-au uitat la ei, se vede ce fac. Mai muțico. Am pus piftia la foc. Raportez cu încântare. Raportez cu încântare pentru nericul ăsta că am pus piftia la fiert. Gata, am curățat-o, am aranjat-o, este cât este? 7. 7 fără 5 seara, este minunat. Am terminat de spălat, de curățat, de pârlit șosetele Adidas și de la Cork. Am spălat, că eu spăl în multe ape și las așa să dea într-un crop de apă ca să iasă tot sângele ăla din carne, că nu se mai întâmplă, că să zici că e spălată și după aia când începe și fierbe de bine, lasă să vezi că iese sânge. Acum am pus la fiert. Am și urechi, dar nu urechi întreagă, ci am găsit la Carrefour fâșii de urechi, așa, fâșiuțe. Și numai bine că mă scapă pe mine de multă muncă, știți, cu urechea.
Le-am spălat și pe alea, bine, o să le bag mai încolo, că alea sunt, sunt subțirele și se fac repede, se fierb repede. Și o să le bag puțin mai încolo ca să nu-și pierdă toată prestanța, substanța, să nu-și pierdă tot farmecul. O să le bag și pe alea, după o să pun și un pic de cărniță și o las să fiarbă. Și cât o las eu să fiarbă, că am și un coc care văd că se dezintegrează, o să mă duc să fac o baie. Mi-a tunat mie că ar fi fain să mă duc să fac o baie cu multă spumă. Dar după ce mi refac cocul și poate ne uităm la film și vorbim de acele filme în seara asta. Am gândit să vorbim, că așa și vă eram datoare cu niște filme de Crăciun, să vă povestesc despre niște filme de Crăciun, pentru că îmi pusesem în cap să vă povestesc despre filme de Crăciun. So, asta vom face, dar după ce fac baie. Well, hello, hello, hello! Deci, sunt mega extra gras în cap pentru că am transpirat în ultimul hal. Mi-a transpirat scalpul în ultimul hal și asta fiindcă am stat în cadă 2 ore și ceva. Deci, efectiv, am uitat, nu știu unde s-a comprimat timpul. Am intrat în cadă, mi-am făcut rutina, am uitat la niște clipuri și la un moment dat mi-a tunat să fac un reel pe, cu pozele de anul ăsta, că de obicei fac chestia asta sau am tendința să fac un reel din ăsta așa recapitulativ al pozelor sau... Mă rog, și astăzi toată ziua am fost obsedată de o melodie de lui Dalida care se numește Laisse moi danser, și am pus-o pe fundal și tot făceam acolo și puneam pozele și tot le tăiam și tot nu știu ce și la un moment dat mi-am dat seama că s-a fiert piftia, am oprit piftia și când mă uit zic, băi, trecut 2 ore și ceva de când eram în cadă. Deci așa se întâmplă, că atunci mă apucă, în cadă mă apucă, când zic că mă duc să mă relaxez, mă apucă, hai să fac plan pentru ceva, hai să organizez nu știu ce, hai să fac, știți, atunci mă apucă când zic că mă relaxez și eu, da. Dar a fost bine pe total. Am stat așa de mult pentru că la un moment dat simțeam că nu se răcește apa, că de fapt eu stau până se răcește apa, adică că se răcește în 15 minute, că se răcește într-o oră, eu tot stau. Nu. După aia, dacă vreau să mai stau mai mult, mai dau drumul la apă caldă. Și am stat că mi s-a părut că se răce foarte greu apa. Da, nu știu. Genii mei au dat drumul la mânele tare, pentru că îi aud. Nu știu dacă voi, la voi se aude, dar îi aud și mă scot din sărite. Cu manelele lor și e deja târziu. Și dacă chem poliția, tot eu sunt aia nenorocită că nu i-am lăsat să se distreze. Da, și ideea este că de moment ce sunt închise toate geamurile la mine în casă și tot se aude în casă, înseamnă că e foarte tare muzica afară, pentru că am geamuri groase, adică am cam cele mai groase geamuri în termopan care se găsesc pe piață. Că special le-am luat, știam de ce le-am luat așa. Și se închid bine, adică izolează fonic destul de bine și cu toate astea se aude. Așa, dar... Da. Este absolut minunat, am mai zis eu că mă încântă foarte tare. Și la un moment dat nu știu ce făceau, că țipau, urlau unii la alții, nu știu de ce, adică când le cânta muzica și în același timp țipau unii la alții, se certau sau ceva de genul. Nu știu, e o enigmă în totală toată treaba asta. Ziceam că o să vorbim în seara asta de filme, dar nu mai vorbim o dată pentru că a trecut atât de mult timp și nu mi-am dat seama și în al doilea rând pentru că s-am căzut iarăși în butoiul cu melancolie. Pentru că știți cum e? Zicem noi că avem nevoie de semne de la viață câteodată sau că avem nevoie de, nu știu, să ne dea Dumnezeu așa cât un imbolt sau cât o chestie și eu am senzația că ne dă cu vârf și îndreasa numai noi și nu suntem capabili să pur și simplu să înțelegem semnele astea. După ce am făcut prima parte de intro aia în care eu vă ziceam că mă duc la magazin, n-am mai fost la magazin, că a fost un fiorător de frig. A venit până la urmă usturoiul la mine. și n-am mai fost la magazin, dar m-a sunat cineva să spună că a murit o persoană cunoscută. Dacă vă aduceți voi aminte, am fost în vară la un
nene, care spunea că a fost prietenă de familie cu mama, la mormântare, mă rog, mai prin vară, nu mai țin minte exact când a murit, am zis că a fost ok, că era în vârstă, era bolnav, mă rog, a fost o eliberare. Ei, în schimb, acum a murit una din fiicele lui, care are 4, fiica lui cea mare, care era destul de tânără, adică din punctul meu de vedere nu cred că avea 60 de ani, ceva de genul ăsta și nu... Acum să nu credeți că m-a afectat moartea în sine, că nu mai aveam nicio relație cu ea, nu discutam, nu avem nicio treabă, deci nu sunt tipul, nu vreau să fiu ipocrită, zic, mamă, cât de tare m-a afectat moartea ei ca persoană și o să-mi lipsească, nu asta este. Este vorba despre altceva, că în general, când mor oameni din ăștia apropiați sau relativ apropiați, inevitabil, mintea mea se duce către viața omului respectiv și mă face să mă gândesc așa la viața lui. Și mi-am dat seama că este exemplu perfect de viață irosită. Este exemplu de om care a trăit degeaba, om care, din păcate, prin prisma împrejurărilor sociale, culturale și așa mai departe în care a crescut, nu a făcut nimic. Nici nu s-a bucurat de viață. Nu se poate spune că s-a bucurat de viață. Nici nu a realizat ceva. Nici nu a avut o plăcere din a trăi. Nici nimic. Și să înțelegeți că nu o spun ca judecată către acea persoană, ci mai degrabă ca o reflecție pentru mine, adică pentru, ca un exemplu, adică mă uit la viața oamenilor în situații de genul ăsta, mă uit ca un exemplu, adică uite-te cum teoretic a respectat toate regulile sociale, iarăși că vorbeam cu cineva despre treaba asta, teoretic a respectat toate normele sociale, toate regulile sociale, a încercat să joace după reguli, a încercat să accepte, a stat alături de părinți toată viața, că a fost copilul de sacrificiu, dintre cei 4 a fost copilul de sacrificiu care a fost ținut lângă părinți și care până la urmă ea a avut grijă de părinți, de ambii părinți și n-a avut viață, nu a avut, nu știu, nu s-a bucurat de, efectiv n-a avut viață, n-a avut familie, a ei n-a avut nimic altceva și nici nu s-a bucurat, nici n-a făcut altceva, știți? Repet, este și cazul contextului social și cultural, nu este doar vina ei ca persoană, dar nu știu, țin minte că am avut o discuție cu ea, eram adolescentă și nu știu unde mergeam, veneam de la ea spre, a fost o perioadă în care relațiile erau mai strânse între mama și ei, familia ei și ea și, nu știu, veneam cu ea și eram numai noi două și o întrebam de o situație particulară din viața ei și îmi spunea că într-adevăr a dat-o foarte tare în, a lovit-o foarte tare situația aia și că de acolo nu s-a mai putut remonta și nu s-a așa mai putut reveni și cumva că i s-a părut că dacă i s-a întâmplat lucrul ăla, este inutil să mai trăiești sau să mai vrei ceva, fiindcă ai pierdut deja lucrul ăla. Și atunci nu realizam, adică atunci o luam așa, ca, da, o folosește și ea ca pe o scuză, dar este posibil să fi fost adevărat, adică să fi căzut într-o capcană din asta vieții în care să zici, bă, ce rost are să mai trăiesc dacă, uite, cu tare lucru nu mi-a ieșit sau cu tare lucru a fost decis de altcineva, de părinții mei în speță sau părinții ei în cazul ei. Și da, v-am zis, atunci nu am procesat, dar acum, reamintindu-mi discuția aia, stau și mă gândesc că, da, într-adevăr, poate că se și aștepta de la ea să se comporte așa, având în vedere episodul respectiv. Și și cel mai haios că mă uitam cum atunci când la mormântarea lui taică-sum
lucru pe care îl știam de altfel, cum era efectiv bătaia de joc a tuturor. Toată lumea râde de ea. Pentru că ajunsese într-un hal sau într-o poziție, hai să nu spun un hal, într-o poziție în care toată lumea avea impresia că este inferioară. Deci toți se credeau superiori, toți considerau că ea este un rebut al societății, că este un om bun de nimic pentru că a acționat în felul în care a acționat. Dar ea, din discuția aia pe care am avut-o, îmi spusese că îi se pare normal să acționeze așa, că asta se așteaptă de la ea. Și acum stăteam și mă gândeam cât de nedreaptă și de ironică este viața în același timp, pentru că... Da. Trăiești cu impresia că faci lucrurile bine după normele sociale și în același timp îți dai seama că de fapt nu reușești să te încadrezi la nicio normă socială și că respectatul ăsta de norme sociale și de reguli și de jocuri și de nu știu ce, de fapt te fac să fii nefericit. Că practic asta a fost un om nefericit care a trăit așa, dusă de val. Și v-am zis, m-a frapat disprețul și sila cu care o tratau absolut toți oamenii atunci la mormântare. Țin minte că și eu eram supărată. Eu eram supărată pe ea de la... Și asta i-am zis atunci când am fost la priveghi. Mi-am zis că eram supărată pe ea de la mormântarea bunică-mii. Și gândiți-vă că bunica mea are 11 ani și ceva de când a murit. Eram supărată pe niște faze că ea... Mă rog. Ulterior, trecând anii, evoluând și eu puțin, mi-am dat seama că felul în care a acționat ea era firesc pentru ea și n-aveam de ce să aștept mai multe, pentru că orizonturile ei nu puteau să vadă până la orizonturile mele ca să acționeze cum consideram eu. Și mi-a trecut, adică nu, că asta îi spuneam, zic, a fost eu supărată pe tine și mi-a trecut. Am mai avut niște reacții astea cretine, că s-a apucat să s-o sune pe mama. Când eu făceam pe afară renovări și de astea și când am tăiat pomii și toate cele, s-a apucat să sune pe mama să-i dea raportul mamei mele că uite ce face asta acolo, că uite ce cum face, că a distrus tot. I-am zis, zic, nu știu de ce era treaba ta să faci chestia asta, dar și după aia iarăși, reflectând, mi-am dat seama că atâta poate omul și atâta, prin limitările sale, atâta poate, atât aduce și nu, n-ai de unde să, efectiv n-ai de unde să ceri mai mult și nu trebuie să înțelegi că în momentul în care oamenii au niște bariere puse și psihic și fizic și din toate punctele de vedere și cultural și așa mai departe, nu au cum să le depășească decât în momentul în care le conștientizează și dacă vor asta, ceea ce n-a fost cazul. Și v-am zis, mă uitam cum toată lumea o trata ca pe un rebut. Și știa chestia asta, adică mă uitam la ea și din discuția aia pe care am avut-o în adolescență mi-am dat seama că ea știa treaba asta și accepta pentru că îi se părea cumva pedeapsa ei. Și știa treaba asta. Toți, inclusiv rudele și ei, o tratau foarte urât și știa treaba asta și cu toate astea se făcea că se supără. După care îi trecea, după o perioadă de timp îi trecea și încerca iară să se apropie de ei. Și s-a simțit constant nevoia asta de atașament față de cineva pentru ea, pentru că persoana care m-a sunat, o rudă apropiată ei să-mi spună că a murit și toate cele, mă sunase în urmă cu vreo săptămână să-mi spună sau două să-mi spună că este în spital și că e rău și mă rog. Și m-a sunat acum să-mi spună că a murit și îmi spunea că a vorbit în urmă cu câteva zile cu ea și le spunea că îi iubește pe toți și să aibă grijă de ei, să fie cu minți, să crească copiii și așa mai departe. Adică, cumva și l-a rămas mut. Știa și ea că urmează să moară pentru că era clar că nu... Situația în care era clar că nu...
Așa, dar pe de o parte pentru mine este de neașteptat, fiindcă era prea tânără și dacă s-ar fi preocupat și ea și dacă s-ar fi ocupat și altcineva și ar fi avut mai multă grijă și n-ar fi desconsiderat toate de tare, atunci cred că s-ar fi putut face ceva, atunci s-ar fi putut vedea din timp dacă are probleme, s-ar fi putut găsi soluții și așa mai departe, dar pentru că a fost desconsiderată de toată lumea, orice tentativă de a spune că e rău sau de a spune că vrea să se interneze sau ceva de genul ăsta la spital, să-și facă analiză sau ceva, era văzut ca o scuză pentru a nu munci. Pentru că până la urmă asta era, e leneșă, e puturoasă, nu vrea să mai aibă grijă de tasul, e nu știu ce. Da, revenind, nu. Ideea este că m-a întristat tare, uitându-mă așa per total, la tot parcursul vieții pe care l-a avut omul ăsta, știți? La viața pe care a avut-o per total omul ăsta. M-a întristat și mi-am dat seama că de-aia trebuie să avem mare grijă de fiecare lucru pe care îl facem în viața asta și să avem grijă de noi și de ce ne dorim și să... Poate să fim și mai buni cu oamenii din jurul nostru, pentru că doar să ai grijă de lucrurile tale și să-ți fie ție bine nu ajută. Trebuie să trăim într-o lume în care tuturor le e bine. Adică nu să mergem pe ideea asta, apropo de aviz amatorilor care ar înțelege că lasă să-mi fie mie bine și restul să moară. Nu. Trebuie să ne fie bine în totalitate, la toți, așa. Dar pe ideea că poate normele, să stai să te ghidezi după normele sociale atât de mult nu contează. Și eu asta am făcut dintotdeauna și cumva am fost foarte judecată și foarte atacată. V-am zis de-a lungul timpului, de multe ori v-am povestit despre faptul că, nu știu, mă rog, am făcut niște chestii, că am experimentat eu niște chestii, despre faptul că nu vreau să mă căsătoresc, despre faptul că nu am copii sau nu vreau să fac copii, despre multe alte lucruri, despre felul meu de a mă comporta în general, despre faptul că vreau să ies în evidență în lumea asta a manelelor și a oamenilor care, nu știu, nu înțeleg că există mai mult de atât, despre faptul că port tocuri și nu stau un papuș de plastic la poartă, despre faptul că nu stau la poartă să bârfesc în loc să... și fac altceva. Sunt extrem de judecată pentru că nu respect niște așa zise norme sociale și tot timpul am simțit presiunea asta și judecata asta oamenilor. Inclusiv vecina mea mă desconsideră pentru că nu sunt căsătorită și n-am copii, spune adeseori că da, ce... Eu, pentru ea nu sunt femeie. Adică eu în ochii ei nu sunt femeie, fiindcă nu sunt... N-am copii. Da, nu sunt femeie. Cred că și dacă făceam un copil din flori, și vorba aia, știți, rușine mare să faci copil din flori, cred că și atunci eram mult mai femeie decât mă vede acum. Nu. Acum mă vede ca pe specie de arătare, așa, și mă desconsideră ca și cum... Știți? Și... Tot timpul a fost presiunea asta pe mine. Dar undeva în interiorul meu am simțit că lucrurile astea nu rezonează cu mine și mă refer la norme. La normele astea, așa zise, pe care trebuie să le respect. Am simțit că nu rezonează cu mine și am simțit că nu pot să le înduc, să le fac și nu vreau să le fac și nu le-am făcut și încăpățânarea mea, aia notorie pe care o am, m-a făcut să-mi dau seama că, băi, nu mă vor face fericită. Și m-am încăpățânat să nu respect normele astea și în momentul în care văd situații cum este aceste persoane, cum, și mă uit la traiectoria ei și mă uit la viața ei, îmi dau seama că, bă, chiar nu e rău că n-am respectat și că am făcut lucrurile că am vrut eu și le-am făcut într-un anumit fel. Poate că nu sunt în punctul în care mi-am imaginat, poate că nu sunt în punctul în care am dorit, poate că nu am făcut tot ce mi-am dorit în viața asta, poate că n-am bifat toate căsuțelele pe care mi le doream eu în viața asta, dar măcar nu m-am lăsat copleșită de ce trebuie să faci.
de cum trebuie să faci lucrurile, de căsuțele pe care trebuie să le bifezi, așa zic alții, știți? Și sunt tare mândră de chestia asta, că la finalul zilei am făcut lucrurile cum am vrut eu. Chiar dacă în viziunea multora, poate nu e bine. Și nici nu-mi pasă și nici nu mă afectează. Și mă gândesc că dacă și ar fi avut un pic de nonșalanță de genul ăsta, ar fi ajutat-o mult. Dar s-a lăsat așa dusă de val, după aia a crezut că e bine să facă... cum zice lumea sau ce trebuie. În același timp era batjocura tuturor pentru că, da, nu e bună de nimic. Și așa mai departe. Da. Da, apropo și de... Mă uitam la niște chestii, apropo de clipurile pe care le vizionam în cadă cu... Vorbeau oamenii despre mental health. Băi, este serioasă treaba cu sănătatea mentală. Este foarte serioasă. Este foarte serioasă și noi nu o luăm în considerare pentru că venim dintr-un istoric comunist în care nu existau probleme. Dintr-un istoric comunist în care nu existau oameni cu probleme, oameni cu defecte, nu existau copii cu malformații, nu existau boli psihice și așa mai departe. Deci e foarte serioasă treaba. Există și probleme psihice, există și dereglări emoționale, există și deviații de personalitate și de comportament, există și lucrurile astea sunt foarte serioase și trebuiesc tratate și trebuiesc, în primul rând, înțelese și după aceea tratate ca atare, corespunzător. Nu putem să trăim așa pentru că de-aia mi se pare că a luat-o lumea raznă. Pentru că, efectiv, toate lucrurile astea la un moment dat se leagă. Lumea o ia razna pentru că nu mai știe ce să facă, cum să facă și nu știe cum să se comporte. Și nu mai, simțim că nu mai avem un fundament pe care să ne ținem așa, nu mai avem unde să ne înfigem rădăcinile. Și e foarte important să avem grijă. Am auzit foarte multe persoane că au spus că anul ăsta, din punct de vedere mental, a fost un an foarte greu și pentru mine a fost un an mental foarte, foarte greu. Și până nu te lovești de lucrurile astea și nu le conștientizezi și nu le începi să le tratezi, nu poți să mergi mai departe. Oricine ce ar zice și oricât de cinic ar fi. Deci aveți mare, mare grijă pentru că sănătatea mentală este foarte importantă. Degeaba încerci tu să muncești, să te afunzi în muncă, să-ți acoperi problemele prin muncă sau prin alte lucruri când nu stai bine cu psihicul. Când simți că, cum vorbeam cu Pebbles despre depresivii funcționali, că ei se par un mister, că cum pot funcționa. Păi uite așa că așa ne-a învățat pe noi comunismul că trebuie să mergem pe pilot automat și după comunism am fost învățați că trebuie să mergem pe pilot automat și după aceea am mai preluat și modelul american prost, l-am preluat prost, pe lângă faptul că era el prost deja l-am preluat noi și mai prost și am băgat-o pe aia cu workaholismul. Apropo de asta cu workaholismul sau de chestii ciudate, mai devreme era o replică a calamarului pe care o spunea lui SpongeBob, căci că dansul nu trebuie să fie plăcut. Sau nu, dansul nu trebuie să te distreze, trebuie să fie artistic. Păi, cred că asta e prima chestie, că trebuie să te simți bine când dansezi. Dacă nu te simți bine, degeaba mai faci. Știți? Și apropo de asta cu workaholismul și cu SpongeBob, eu jur că aș pune terapie SpongeBob. L-aș pune terapie pentru ăștia workaholici. Pentru că este o parodie la adresa vieții, nu este, ăla nu este un desen animat pentru copii, pentru că copiii nu înțeleg mare lucru. Dar eu i-aș pune pe ăștia de să întorcă holici așa și consideră că viața trebuie trăită doar pentru a munci, i-aș pune să se uite la SpongeBob, așa, non-stop, peripit, știți cum, de dimineața până seara, când obosesc chiar, hai, mai bagă puțin SpongeBob și tot așa. Până pricep mesajul din spate, pentru că acolo, de fapt, este un mesaj în spate extrem de profund, apropo și de reguli sociale și apropo și de cum te tratează lumea.
Este un mesaj în spate care mie mi se pare foarte profund în SpongeBob și ea își pune să se uite. Pentru că societatea asta cu regulile ei, de fapt asta își dorește, să ne transforme pe toți în niște SpongeBob, care să muncim non-stop, să ni se pară că este ceva extraordinar că ni s-a dat șansa de a munci pe bani puțin sau chiar deloc, și să fim și veseli și să fim și happy și să fim și radianți și să dăm bucurie și la alții, pentru că muncim pe bani puțin sau chiar deloc și avem această onoare de a munci. Cum? Dar cum am onoarea de a munci? Eu nu-mi trăiesc viața, nu mai am timp de altceva, cum e SpongeBob, dar am onoarea de a munci pentru altul care face bani și care nici măcar nu mă plătește cum trebuie sau ceva. Am foarte multe exemple de oameni în viața mea pe care i-aș pune să se uite la SpongeBob, v-am zis, până ar înțelege substratul. Pentru că substratul este mult mai profund decât pare. Nu vă mai obosesc cu lamentările mele și cu reflexiile de la oglinzi. Așa, și nu vă mai obosesc cu asta. Da, așa, ca idee, că tot vin sărbătorile și că tot se presupune, aoleu, știți cât mă enervează ipocrizia asta de Crăciun cu... Bă, toată lumea s-a apucat să doneze la copii acum, toată lumea le dă copiilor, le dă jucării pentru un an întreg. Bă, da, potoliți-vă cu datul jucărilor, că copiii nu au neapărat nevoie de jucării, mai dați-le și altceva. În restul anului nu-i bagă nimeni în seamă și nu le dă nimeni atenție. Dați-le mai atenție în restul anului și nu vă mai faceți de rest în timpul Crăciunului. Atâtea văd peste tot, toată lumea lovește caritatea acum, îi trăznește caritatea acum fix înainte de Crăciun, știți, că și tot se apucă să facă fapte bune. Eu nu zic să nu se facă fapte bune, dar faceți ele și în timpul anului. Copiii au nevoie de mâncare și de îmbrăcăminte și în timpul anului, nu numai de Crăciun. Au nevoie de un adăpost deasupra capului și în timpul anului. Bătrânii ăla care vă duceți și în timpul anului trebuie să vizitați și trebuie să simtă ca pe cineva, nu doar de Crăciun și așa mai departe. Păi, deci atât de tare mă enervează ipocrizia asta. Mai întreabă lumea că de ce nu fac campanii sociale. De aia nu fac campanii sociale. În primul rând, campaniile sociale trebuie să făcute dintr-un exces sau donațiile trebuie să făcute dintr-un exces de venit. Da? Când ai banii, da? Ți-ai rezolvat toate treburile, ți-ai plătit toate alea, ți-ai făcut tot ce trebuie și după aia poți să și donezi. Nu, te apuci și donezi, dar tu n-ai bani de factory. Hai mai lăsați-mă în pace, că e iarăși o discuție din asta așa. Și iarăși, hai să facem numai de sărbători, de Paște și de Crăciun, trebuie să fim mai buni. Nu, trebuie să fim mai buni tot anul. Trebuie să nu-l înjuri pe ăla în trafic când îi tai calea. Trebuie să nu te mai înghesui la coadă la supermarket, să iei omului mâncare din față dacă vezi că e ultima bucată de ceva și vezi că o ia altcineva, s-a îndreptat altcineva să o ia. Trebuie să fii mai respectuos, să fii mai cu bun simț. Asta trebuie să le faci și tot timpul anului, nu acum, Dumnezeule. Deci atât de tare mă enervează ipocrizia asta, de jur. Nici nu mai intru pe Instagram, deci nici nu intru pe Instagram că toată lumea se laudă. Și hai să facem fapte bune. Nu, hai să facem fapte bune tot anul și după aia discutăm. Da, iar e o formă din asta de a-l păcăli pe Dumnezeu, că poate nu vede ce am făcut tot anul. Acum că se apropie sărbătorile, uite, fac și eu ceva, bag un tips la popă și poate nu vede, știți? Nu, hai să fim buni tot anul și după aia ne descurcăm noi și cu Dumnezeu. Da, nu vă mai obosesc cu reflecțiile mele și nici cu ideile mele și mâine o să plecăm, mâine avem treabă, mâine suntem mai energici, mâine avem lucruri de făcut, suntem mai bine sau... See you tomorrow! Avem una!